Tocmai pentru că acest mare eveniment cultural este dedicat centenarului Unirii Românilor, vom ruga pe domnișoara Iulia să interpreteze imnul de stat al României. Șteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tiran, barbarii de tiran. Acum ori niciodată croiește-ți altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că-n aste mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și că-n pieptul păstrăm cu val un nume triumfător, un nume de Traian, un nume de Traian. Bravo! Dragul meu, unde am venit și cu cine m-am întâlnit. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați venit la această frumoasă întâlnire și vreau să vă spun că avem norocul de a desfășura această inaugurare chiar în anul 2018, când se împlinesc 100 de ani de la Unirea Românilor. Așadar, închinăm acest eveniment centenarului Unirii. Motoul discursului meu, ca și motoul întregii activități, sunt două versuri care arată înțelepciune populară. Ele sunt următoarele. Să nu creadă oare cine că faci rău și primești bine. Oameni buni, mă adresez vouă celor de față, celor de pretutindeni și în veci tuturor. Repet, mă adresez dumneavoastră, celor de pretutindeni și în veci tuturor, cu îndemnul solemn să încercăm să fim mai buni. Opera care o inaugurăm astăzi, precizăm de la început că este o operă militantă. Dacă nu înțelegem militantismul acestei opere și a cuvântului meu care urmează, înseamnă că nu am înțeles nimic. Ea se numește Strigătul, strigă omenire exact același lucru, să încercăm să fim mai buni. Acest strigăt este un strigăt cu bătaie puternică și lungă în timp și spațiu. De ce spun aceasta? Pentru că noi nu strigăm numai pentru cetățenii Comunei Bălești, pentru oamenii din Târgu Jiu sau România. Noi strigăm pentru oamenii care locuiesc întreaga planetă, pentru americani, pentru japonezi, pentru chinezi, pentru sirieni, pentru bangladeși. Strigăm pentru toată lumea, de aceea zicem că are o anvergură internațională. În ce privește timpul, noi nu strigăm o zi, două sau trei, sau o săptămână sau un an. Noi vom striga o veșnicie până când vom fi auziți. Demersul meu artistic este simplu de înțeles. Noi ne aflăm într-o continuă și mereu reluată devenire. E, se cuvine ca această devenire să fie pozitivă, adică să fie o evoluție. Adică să fim astăzi cel puțin cu o miime mai bun decât am fost ieri.
Și atunci, într-o perspectivă și într-o scară istorică, se înțelege că viața va înflori și totul va fi bine. Dacă dimpotrivă vom fi cu o minime mai răi decât am fost în ziua precedentă, înseamnă că acest lucru se acumulează la scară istorică și viața este pusă în dificultate, o să ajungem să ne canibalizăm. Eu vorbesc așadar de o pozitivizare a devenirii noastre. Vorbind eu de pozitiv și de negativ, nu este altceva decât celebra zisă a fi sau a nu fi. Când auzim de monumente, ne duce gândul imediat spre istorie, spre trecut, spre eroi. Într-adevăr, eroii și trecutul sunt foarte importanți, extraordinar de important. Dar noi nu ne ocupăm cu aceasta, noi spunem că e mai important viitorul. Opera aceasta apără viitorul, apără viața. Pe mine trebuie să mă recepționați ca un luptător cu răii, cu relele și cu răutățile de tot felul. Dar între aceste răutăți, doamnelor și domnilor, cea mai mare mi se pare crima, domnilor, care începe, care înflorește. Și mi se zbârlește părul când aud de crime familiale, când un cap de familie își ucide nevasta și copiii. Când un copil își ucide tatăl și bunica și mama. Aceste lucruri sunt prezentate la televizor cu un ton rece și se trece la știrea următoare. Dar măsuri hotărâte pentru a se eradica acest fenomen nu le ia nimeni. Voi întrerupe discursul meu 5 secunde pentru a protesta împotriva faptului că nu se iau măsuri împotriva acestui fenomen. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kiril, care ne-a vizitat țara acum un an, a spus că suntem din ce în ce mai păcătoși și că acest lucru grăbește Apocalipsa. E, strigăm noi de aici la Bălești să nu fim păcătoși ca să nu vină Apocalipsa. Unii filozofi și preoți s-au grăbit să scrie și să spun, printre care și celebru cunoscut Arsenie Boca, s-au grăbit să precizeze că ființa umană va fi din ce în ce mai rea. Nu a zice că nu au argumente, dar venim noi aici la Bălești cu o contrabalansare și strigăm că ființa umană să fie din ce în ce mai bună, nu din ce în ce mai rea. Ei vor să spună că acesta cam ne este destinul. Apoi dacă acesta ne este destinul, eu de aici de la Bălești chem la o luptă cu destinul. Aici sunt pe linia școlii chineze Sun Fei, care spune că destinul poate fi influențat. Nu trebuie să stăm cu mâinile încrucișate să suferim loviturile sorții. Putem, prin acțiuni sistematice și inteligente, să ne influențăm destinul. Așadar, asta doresc, să ne influențăm destinul. Nu se poate să acceptăm. Auzi că la Târgu Mureș s-au certat doi tineri, s-au bătut și unul l-a omorât pe celălalt. Și a mâncat carne din el. Iată, deci că am ajuns la canibalism. Și atunci ăsta să ne fie nouă destinul. Hai să-l influențăm. Ecologiștii atrag atenția că am supărat natura. Și se vede cu tremure, focuri, inundații. Slujitorii bisericii spun că l-am supărat pe Dumnezeu. E, strigăm noi de aici, de la Bălești, să intrăm de urgență în armonie cu natura și în armonie cu absolutul divin. Conducătorii politici,
conducătorii omenirii atrag atenția despre războaie care sunt sau care vor veni sau pericolul lor, e, strigăm noi de aici, de la Bălești, să fie pace pe pământ și să fie armonie. Doamnelor și domnilor, trecem acum la dezvăluirea semnificației operei. Vreau să zic de la început că atât cât ea de mare și de solidă, are semnificații de abia le poate duce. Este o operă plurivalentă. Este o operă, este o metaforă, domnule, este o metaforă infinită. De ce spun că este o operă plurivalentă? Pentru că ea privită din față este un obelisc. Privită din răsărit este o lebă. Privită dinspre apus este un corb. Privită din cer lasă o amprentă de cruce pe pământ. De aceea spun că este o operă plurivalentă. Am ales piatra pentru a ilustra ideea de strigă. Aici aș vrea să adaug oarecum în paranteză ceva despre piatră. Piatra, piatră de piatră și care este diformă și indisciplinată și care se rostogolește liber pe râurile patriei, e, această piatră devine în mâinile maestrului disciplinată și cu minte, se alinează în linii curbe și drepte și strigă la cer să fie lumea mai bună. Brâncuș spune că a făcut piatra să cânte, eu spun că am făcut piatra să strige, pentru că așa o cer timpurile de azi. Deci am ales forma de pasăre. În dicționarul de simboluri există vreo două pagini numai despre simbolistica pasărei. Nu am mai timp să dezvolt, numai vreau să reținem că pasărea este aceea care aduce vestea cea bună. Și vestea cea bună este că omenirea trebuie și va fi mereu mai bună. Din punct de vedere estetic, am cultivat silueta și simetria. Orice lucru siluet, subțire, o domnișoară subțire, e frumoasă. Simetria degaje la rândul ei un sentiment estetic. Hai să observăm cu toții că toate bisericile și monastirile, catedralele, sunt simetrice. Hai să ne amintim de celebrul Taj Mahal, palatul din India, cunoscut, mă rog, ridicat de Shah Jahan în memoria scumpei sale neveste, Mumtaz. Este o operă perfect simetrică, jumătatea din stânga este oglindirea în oglindă a jumătății din dreapta. Aceasta din punct de vedere estetic. Din punct de vedere filozofic, observați că este împărțită în alb și negru. Acest lucru ilustrează faptul că ființa umană este clădită sincretic, dialectic, este clădită binar. Omul este condus din păi bune, păi rele. Și numai după păi care le posedă, noi zicem că este om bun sau că este om rău. Și bineînțeles îndemnul nostru subliminal ca partea bună din om să învingă partea cea rea. Tot la același capitol vreau să observăm că toate procesele și fenomenele care se desfășoară în lume, în societate, toate au o parte pozitivă și o parte negativă. Aici mă încadrez la filozofia chineză Yin Yang. Din punct de vedere socio-moral, noi strigăm, încearcă omule să fie mai bun cu tot ce este pozitiv, să fie mai bun, mai tolerant, mai pacifist, mai înțelegător cu cel de aproape,
mai corect, mai sincer în credință. Dar între toate acestea se distinge faptul că eu doresc să fim mai performanți. Mai performanți la locul de muncă, unde să fim eficienți, productivi, să descoperim noi produse care să le punem în slujba oamenilor și astfel să ridicăm standardul nivelului de trai. În acest context, vreau să aduc un elogiu muncii, pentru că numai prin muncă noi putem obține satisfacții profunde. Iată, chinezii au devenit bogați fiindcă muncesc, japonezii fiindcă sunt meticuloși, germanii fiindcă muncesc și ei, americanii. Nu există alt secret decât să muncim. Iată ce spune un copil de clasa 6-a în revista noastră Enlightening World. Zice, învață-mă pe mine, tu, tatăl meu ceresc, așa cumva ca mândru și vesel să muncesc. Și dacă tot poporul muncește fără tihnă, vom avea bucurie și pace și odihnă. El spune în limba engleză, sună cam așa.